Numai învățământ gratuit nu este cel din România. Asta și-au spus deopotrivă dascălii și părinții care, la început de an școlar, nu au avut manuale pentru a le oferi școlarilor. Vestea bună vine abia acum. Inspectoratul școlar a primit banii pentru achiziționarea cărților. Județului Gorj au fost repartizate 164 de milioane. Cred că în momentul de față colegii mei de la Serviciul Tehnic au și demarat procedura de achiziție a manualelor pentru cei aproape 3.000 de copii aflați în clasa 1. Prea târziu se plâng dascălii. Părinții au făcut deja eforturi financiare și au cumpărat cele necesare procesului de învățare. Tot așteptând ca ministerul să rezolve problema abecedarelor, treceau zilele, iar copiii aveau de pierdut. Ne-a fost greu începutul. La început de clasa 1, dezamăgirea părinților a fost vizibilă, iar inițiativa dumnealor a venit imediat după începutul anului școlar. Într-o primă ședință, dumnealor au discutat și au hotărât să asigure o bază a desfășurării sistemului nostru de învățământ. Nu toți copiii de la toate clasele beneficiază de aceste auxiliare datorită faptului că situația financiară nu este aceeași pentru toată lumea. Întrebat acum dacă părinții își vor primi banii înapoi din moment ce au cumpărat deja manualele, inspectorul Ion Ișfan ridică din numeri. Dând dovadă de cinism, oficialul afirmă acum că nimeni nu i-a obligat pe părinți să cumpere manualele. Există posibilitatea ca părinții să-și primească banii înapoi? Nu știu, o să discutăm și acest aspect, dar vedem ce se întâmplă până la sfârșit. Nu cred că există posibilitatea să primească banii înapoi, dar în ordinul de ministru nu prevede această posibilitate, manualele sunt gratuite și se distribuie de școală. La nivelul județului Gorj, aproximativ 3.000 de manuale ar fi trebuit să fie aranjate pe bănci la începutul anului școlar, doar că, de această dată, elevii de la clasa 1 au fost primiți cu mesele goale.